Consiliul Județean Mehedinți a fost gazda unei delegații de profesori și elevi din patru țări, Martinica, Portugalia, Turcia și Polonia, precum și a elevilor din cadrul Școlii Profesionale Corlățel, cu toții parteneri într-un proiect Erasmus. Este vorba despre un grup de aproximativ 30 de elevi și profesori coordonatori care au vizitat Consiliul Județean Mehedinți în cadrul schimbului de experiență pe care îl desfășoară pe parcursul acestei săptămâni în județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a primit cu mare căldură și în timpul scurt pe care l-au avut la dispoziție, le-a împărtășit câteva dintre atribuțiile administrative pe care acesta le are, dar și obiective turistice pe care le pot vizita. Este o bucurie pentru noi să avem alături de profesori și elevi din județul Mehedinți și profesori și elevi din alte patru state. Județul Mehedinți este un județ frumos, un potențial turistic foarte ridicat. Avem multiple obiective istorice foarte vechi. În județul nostru este ceea ce a mai rămas din podul construit de împăratul roman Traian. De asemenea, castrul roman anual ne vizitează sute de mii de turiști și ne-am bucurat dacă în aceste zile cât stați în România, timpul vă permite să vizitați o parte din aceste obiective turistice. Mă bucur să constat că vizita dumneavoastră în România și în concret în județul Mehedinți se datorează accesării unui proiect pe fonduri europene. Pentru că și Consiliul Județean Mehedinți a acordat în ultimii ani o importanță extraordinară accesării de fonduri europene. Și ne mândrim cu fondurile europene pe care le-am atras, pentru că am reușit să reabilităm rețeaua de drumuri județene, rețeaua sanitară, rețeaua educațională și instituțiile de cultură pe care le avem în administrarea Consiliului Județean Mehedinți. Totodată au descoperit lucruri deosebite ale județului nostru, care ne reprezintă și intenția de a vizita Muzeul Regiunii Porților de Fier, unitate aflată în administrarea Consiliului Județean Mehedinți, dar și dorința de a face o plimbare pe Dunăre în zona Orșova-Dubova. Este o oportunitate pentru noi faptul că am reușit să parcurgem acest proiect Erasmus alături de patru țări partenere și suntem foarte bucuroși pentru că domnul președinte ne-a primit în locul unde în județul Mehedinți se iau cele mai importante decizii, inclusiv pentru învățământul românesc. V-ați gândit vreodată că băncile amplasate în fața gospodăriilor din satele din Mehedinți și din România sunt o particularitate pe care turiștii străini o găsesc deosebită? Oaspeții din Polonia au afirmat faptul că apreciază aceste băncuțe pe care oamenii se pun la povești. Sunt un mijloc de socializare și apropiere între oameni care nu se regăsește în statele din care provin. Este o dovadă că lucrurile simple ne definesc căldura și ospitalitatea ca popor. Nous venons de la Caraïbe, nous venons de Martinique, qui est une partie de la France. Et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis particulièrement fière de coordonner le projet avec, entre autres, la Roumanie. We are more than happy to be here, to be your guest. But another thing about it, we laugh a lot, is we saw benches in front of the houses where people can meet and talk and be together. Yes. In our country and what can we see in West European countries, people are in their houses inside. Because we saw many benches outside the houses, we can imagine that people stay together in wonderful nature. We have been to several countries for several different projects, but I think this is one of the best hospitality I have ever seen. And what my impression is, Danube River, your fertile lands, and the people inside this
great country is perfect. Ușa Consiliului Județean Mehedinți este deschisă pentru toți reprezentanții instituțiilor de învățământ din județ, care consideră că acesta poate avea o contribuție benefică la activitățile școlare și extrașcolare pe care le desfășoară. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a ținut să le mulțumească doamnei profesor Daniela Răveanu, directorul școlii profesionale Corlățel, și doamnei profesor Otilia Crăcea pentru implicarea în implementarea proiectelor care dezvoltă personalitatea elevilor, pentru că au mijlocit această întâlnire.